astăzi vreau să vă vorbesc despre două produse foarte cunoscute de către noi toate, și anume despre bronzer și pudra de contouring. Care e diferența între cele două și de ce au două denumiri diferite? Este foarte simplu, pentru că bronzerul este o maro, bine, cu subtonuri de auriu, puțin roze, poate fi utilizat ca și blush, de ce nu? Și pudra de contouring este întotdeauna mată. Aceasta are irizații, poate să aibă irizații, poate să nu aibă irizații, dar aceasta întotdeauna trebuie să fie mată. Pudra de contur, de ce? Mată. Pentru că cu ajutorul ei creăm umbre și lumini. Luminile cu iluminatorul și umbrele cu pudra de contur. Niciodată umbra nu este strălucitoare, este întotdeauna mată. Ne uităm și pe stradă la umbra noastră, este mată întotdeauna. Nu putem aplica un astfel de produs în zona de contouring, pentru că atunci nu facem altceva decât să atragem lumina în zona respectivă și în loc să obținem efectul dorit, adică de a sculpta fața, de a tăia anumite zone care nu ne plac din fața noastră, pentru că în momentul în care facem contouring, nu facem altceva decât să anulăm anumite zone proeminente sau mai puțin plăcute la nivelul feței. Și cu ajutorul acestor umbre ascundem partea pe care nu o dorim și o scoatem în evidență cu ajutorul iluminatorului, cu zonele de lumină. Vă fac câte un swatch din fiecare ca să vedeți și diferența. Deci, pur și simplu, bronzerul este strălucitor. Nu știu cât de mult se vede, dar nu știu de ce camera mea. Mie mi-arată ceva și la sfârșit când mă uit pe filmare, mă apucă plânsul. Deci aici avem contouring-ul și aici avem bronzerul. Deci bronzerul efectiv strălucește, este o pudră cu irizații. Este extraordinar pentru machiajul de var. În momentul după ce am aplicat blush-ul, după ce am aplicat contouring-ul, să venim pur și simplu cu o pensulă mare, stufoasă, pufoasă și să venim să adăugăm foarte puțină strălucire în anumite zone și atunci dăm exact efectul acela de bronz plăcut, de piele sănătoasă, luminată și așa mai departe. De aceea am vrut doar să trag un mic semnal de alarmă și cu aceste două produse. Nu este un clip extraordinar de lung, nu este un clip, nu sunt lucruri pe care poate nu le știați, dar vreau doar să spun pentru acele persoane care poate sunt începătoare în ale machiajului și este bine de știut și de ținut cont de aceste mici amănunte. Cam atât pentru astăzi, ca de obicei, până data viitoare, vă doresc să fiți frumoase, sănătoase și nu uitați să zâmbiți tot timpul, pentru că zâmbetul face minuni sufletului. V-am pupat! Pa, pa!